Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști. Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele. Zise Fulgușor. Eu voi pregăti păgăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe pogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel. Adiere a pregătit o ruladă de pișcot și Săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme. Mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă. Dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, pogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, Săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine, plăcintele mele s-ar arde. Uite 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări Săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit Păianjenul. Păianjen, drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreței i s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit Păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus Săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu Păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise Săltăreața fericită. I-a mulțumit Păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe Săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus Săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții.
La Buburuza am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o bucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând. Pița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul Melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vărât în pat. Apoi i s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care s-a auzit din nou. Ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni. A fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârâ la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Sări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât, pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi. Bobița i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit. Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna. N-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi Melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de îndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobița ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat pe otită și ce-a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă. Pița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Găluștele.
Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5. Zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8. Iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Vendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Vendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Vendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Vendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Vendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi, da, zise Vendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Vendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat. Așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut, eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Vendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bufniță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Căsuța stea. Într-o seară de vară, Bobiță și Buburuză jucau cărți în căsuță când au zărit o lumină peste culmea dealului. Ce-a fost asta? A întrebat Bobiță. Parcă e o stea căzătoare. O stea căzătoare? Nu se poate! Hai să ne uităm mai de aproape, i-a propus Buburuză.
Bobiță și Buburuză s-au luat de mână și au pornit spre acea luminiță. Privește, Bobiță, acolo! Băiatul Melc a rămas cu gura căscată de mirare. În vârful dealului era o căsuță în formă de stea. Cum a ajuns casa asta pe deal? Până acum nu era aici, șopti Bobiță. Tu stai pe loc, iar eu le spun repede celorlalți. I-a șoptit Buburuză și și-a luat zborul ca să-i cheme pe Baltazar, pe Fulgușor și pe Vendel. Când au fost toți împreună, s-au încumetat să se apropie încet de căsuța misterioasă. Vendel a bătut la ușă. O fată timidă, frumoasă, a deschis ușa. Avea părul până la pământ, plin de stele mici și strălucitoare. Aripile ei aurii luminau. Bobiță a întrebat-o: tu cum ai ajuns aici? Cine ești tu? Dar fata nu i-a răspuns. Vendel a încercat și el: vrei să te ajutăm? Dar nici el n-a primit un răspuns. Fata doar stătea și nu scotea o vorbă. Ei bine, dacă nu vrei să spui nimic, taci, s-a îmbufnat Vendel. Haideți să mergem acasă. Așteptați, zise Buburuză. E posibil să nu poată vorbi. Nu poate vorbi? S-au mirat toți. Buburuză a luat un băț și a desenat pe pământ o stea. Apoi, zâmbind, i-a întins fetei bățul. Fata sfioasă a luat bățul și a început să deseneze și ea. O harpă? O mică harpă? A întrebat Buburuză, iar fata a dat din cap. Ai pierdut-o? A întrebat Fulgușor și fata a arătat spre geam. A căzut de la geam? Zise Bobiță, iar fata a dat din cap că da. Nu înțeleg, mormăi Baltazar. Eu înțeleg, chipzui Buburuză. Trăiește sus pe cer, dar harpa i-a căzut pe geam și a coborât să o caute. Atunci s-o ajutăm, spuse Baltazar. Nu te teme, o vom căuta noi, i-au spus cu toții în cor și au pornit să caute instrumentul prin pădure. Nu e nicăieri, spuse Bobiță trist. M-am uitat în fiecare tufiș, nici eu n-o găsesc, deși ne-am uitat deja peste tot, spuse necăjit Baltazar. O voi căuta și de la înălțime, zise Fulgușor, deschizându-și aripile și luându-și zborul. E aici! Am găsit-o! Strigă fetița fluturaș după un timp. Apoi ridică o harpă mică, aurie, din cuibul canarilor. I-a înapoiat-o cu grijă fetei stea. Fata a intrat în casă închizând ușa. Și-a scos o stea mică luminoasă din păr și a întins-o lui Fulgușor. Mi-o dai mie? Întrebă surprinsă fetița fluturaș, iar fata stea a dat din cap. Apoi s-a așezat în geam și a început să cânte la harpă. Datorită ritmului melodios, căsuța stea a început să se ridice încet în aer. Vai, zboară în sus, spre cer, se miră Bobiță. Curând căsuța a devenit atât de mică încât nu se mai distingea printre stele. Ce păcat că a plecat, oftă Vendel. Fulgușor avea mare grijă de steaua primită, o ținea într-o cutiuță decorativă și și-o punea în păr doar în zilele speciale. Îi amintea de micuța fată stea care cânta la harpă în căsuța ei în formă de stea.